Zim sincer că ești rea, rea și cea mai rea din acest serial. Pentru că mi-e dor de un... Doar aici toată lumea e bună. Am întrebat, dar voi nu mai... Nu, că noi suntem și buni și răi. Dar tu vreau să-mi zici cea mai rea sau unul? Rea, rea. Dar rea și cum e? Dacă vrei, e femeia rănită pe care noi femeile o știm cum e. Adică ești rea, dar de fapt trebuie să te înțelegi. Așa, justificat. Cu siguranță toate femeile mă vor înțelege. Adică eu așa cred, mă vor înțelege până la un punct, după care o să mă urască și pe o să mă iubească din nou. Eu știu mamele că știu că o să mă urască grav, adică sunt foarte nasoală cu copilul. Cum a fost documentarea pentru filmul ăsta? Că e un personaj atipic din punctul tău de vedere, că tu n-ai mai jucat deloc așa, nu ești așa, te știm de atâția ani. Ar trebui să te uiți în stânga-dreapta. Cum a fost? Te-ai uitat la filme? Ta păstrată, ai mers cu metru. Dar îmi place foarte mult să analizez oamenii și am câteva direcții în care m-am uitat și am analizat. L-am pe Andrei Barbu, care este... Andrei Barbu, ai auzit mai devreme, e actor coachul nostru, care ne ajută foarte mult. Adică, știi cum e? Vin și zic, uite, Andrei, asta, așa văd eu situația, tu ce zici? Și el așa frumos o conturează și o împachetează încât... Foarte mult din personajele pe care tu le vedeți îi se datorează și lui în mare parte. Fără să te jignesc într-un fel, da. Să nu crezi. Ești în generația de mijloc, știi, nu ești nici nu mai ești tânăra generație de actori, dar nici actorii mari, ești între. Actorii de între, cum sunt cu scenariu? Pentru că am observat că sunt unii care îi tocesc și mă refer la actori foarte mari care au zis că nu îi concep să nu stea în pauze, să tocească scenariu, să-l învețe. Pe altă parte, cei mai tineri au așa o altă logică de combină lucrurile, mai improvizez, că nu sunt așa tocilași și nu știu cum, memorează altfel. Cum ești tu? Mai nu știu, eu cred că sunt de școală veche, pentru că am fost la clasa domnului Ioan Cojar, care ne învăța că noi trebuie să ne scriem textul. Orice text pe care l-ai ca să poți să-l înțelegi, trebuie să-l scrii de mână, pe caietel, dacă se poate de mai multe ori. Nu mai stau la ritmul la care lucrez, nu mai stau să scriu toate textele pe care le-am, dar stau acasă să analizez textul. Și învăț că mai aduc completări categoric, dar sunt că la un astfel de actor care vine cu textul tocit. Și mai stai și în pauze. Da. Când colegii se duc la pauză de cafea, tu tocești acolo. Lucru pe text și intențiile care sunt de desubt și așa mai departe, da. Unul din regizor Bogdan, când sunt secvențele cu mine, zice, nu pot să crema, am săturat de secvențele cu tine, nu mai pot să mai lucrez cu tine, că la mine până nu e clar totul, nu am cum să joc, pentru că mi se pare important gândul pe care l-am în momentul în care spun ceva, că ăla ajunge la voi, știi? Dacă la mine gândul e clar, atunci ajung la voi, dacă nu, nu. Dar se întâmplă să spui, gata, să spui tu, o luăm de la capăt, nu mi-a plăcut un lucru, nu? Asta nu e. Actorii care fac treaba asta, nu e ok. Eu nu știu că n-am fost, de-aia eram curioasă dacă sunt, se poate să... Dau stop singuri, dar nu, asta e treaba regizorului. Și știi cum e, dacă el spune că e bună și e trasă, atunci înseamnă că așa e și trebuie să mergi pe încredere. Apropo de regizor, cum e să lucrezi în familie? E presiune mai mare? Aici nu vă cunoașteți, nu vă intersectați, nu sunteți soți și soție, sunteți la muncă? Știți, că ați învățat după atâția ani să faceți diferența sau niciodată nu s-a pus problema de chimia aia de cuplu cu chimia actor? Ducu nu e regizor, e producător. Asta că eu fac diferența, oricum eu confund unii, directorul de... Producătorul este cel care se ocupă de echipă, de echipa tehnică, camere, locații și așa mai departe, echipamente, buget, bani, tot ce ține de bani se întâmplă la producător. Regizorul este cel cu partea creativă, care fixează cadre, pune camera și așa mai departe. Deci, practic, eu cu Ducu nu prea mă întâlnesc, ne întâlnim pe aici, dar... Nu, n-aveți, nu vă intersectați. Cu Sandra, în schimb, da, ne întâlnim și lucrăm împreună foarte bine. Avem o relație foarte faină, pentru că cred că ne cunoaștem atât de bine încât știm cum să ne raportăm una la alta în așa fel încât să ne simțim confortabil, știi?